Hristos, când și-a început mesajul, nu a venit la oameni să le spună: îmi deschid mâine o biserică, mă găsiți în sabat de la ora 9 la 12 sau după, de la 18 la 20. El a venit să vă vestesc împărăția, calea, adevărul și viața. Și împărăția lui Dumnezeu, e evident că are de face cu locul scriptural, spiritual, geometric, în care Iisus domnește, în care Dumnezeu este onorat, în care voia lui Iisus este făcută. Cum ne rugăm noi rugăciunea domnească: Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și împărăția nu este doar o realitate viitoare, ci și una prezentă. Noi ca oameni nu prea suntem buni la a trăi în tensiune. Noi ne plac lucrurile cât mai simple uneori sau cât mai clare, și în dorința noastră de a simplifica, uneori noi bucățelim împărăția. Noi spunem că împărăția este despre a fi salvat din focul veșnic, dar împărăția este despre cum trăiesc acum, cu familia mea, cu părinții mei. Însă, de la început, când Dumnezeu a dat cele 10 porunci, multe aveau de-a face cu legăturile sociale, în comunitate, am putea spune cu legăturile politice, comunitare, cum să stratezi vecinul, cum să-ți ajuți aproapele. Și împărăția are de-a face cu asta. Dar împărăția are niște principii care sunt deasupra lumii acesteia, indiferent de sistemul, că vorbim de perioada ebraică, că vorbim de perioada romană, de sistemul constituțional american sau românesc sau britanic. De exemplu, în împărăție, dacă vrei să fii mare, trebuie să fii slujitorul celorlalți. E un principiu al împărăției pe care încă mulți nu-l înțeleg, inclusiv lideri bisericoși. De asemenea, în împărăția lui Dumnezeu, ea uneori este modestă, este ca o grăunte. Uneori zici: eu sunt un creștin într-un oraș, eu n-am deloc resurse, de-abia pot, cum pot eu să fac ceva pentru Dumnezeu? Dar când aplici principiile împărăției, care e principiul credinței, al slujirii, al folosinței, al multiplicării, al semănatului, atunci împărăția poate să ia chip. Și noi trebuie să vedem mai mult lucrarea lui Dumnezeu în toate lucrurile astea. Și sunt principii sau manifestări ale împărăției în toate sferele societății. De exemplu, de ce Dumnezeu, când a făcut templu, a dat niște, sau mai întâi cortul întâlnirii, a dat niște instrucțiuni atât de precise despre materialele și cei care să le facă? Dumnezeu e interesat de lucrurile frumoase. Nu diavolul a inventat cultura, pictura. Dumnezeu a vorbit despre Dumnezeu, în Genesa găsim despre muzicieni. Și atunci noi de ce să ne retragem din aceste sfere, să o lăsăm pe mâna celui rău și apoi să fim reactivi, să ne plângem de ceea ce fac ei? Când înțelegem că împărăția lui Dumnezeu presupune și frumosul și cultivarea frumosului sau un sistem educațional. Un sistem educațional, nu există o matematică creștină și o matematică necreștină. Nu există o biologie creștină sau o biologie necreștină, însă este o biologie care recunoaște pe Dumnezeu, pe Creator, și una care nu-L recunoaște. Și atunci când avem, înțelegem împărăția sau un worldview creștin, înțelegem că în toate aceste sfere, în relații sociale, în educație, în știință, trebuie să vedem mâna lui Dumnezeu, dar nu la modul în care să vină doar cu niște dogme, ci să căutăm. Pentru că în istorie, atunci când biserica a fost prea dogmatică, s-a împotrivit unor descoperiri și a fost închistată și încă plătim un preț în fața unei generații care nu înțelege că biserica, de fapt, mereu a fost factorul de educație, factorul de căutare, și universitățile și doctorii și spitalele au fost inițiative ale unor credincioși. Și noi trebuie să recăpătăm acest spirit apostolic și acest spirit al căutării și al profunzimii împărăției.